Domnului, care spun astfel. La fiecare praznic al Paștelor, dregătorul avea obicei să elibereze norodului un întemnițat pe care îl voiau ei. Pe atunci avea un întemnițat vestit numit Baraba. Când erau adunați la un loc, Pilat le-a zis, pe care voi să vi-l slobozesc? Pe Baraba sau pe Iisus care se numește Hristos? Căci știa că din pismă dăduse pe Iisus în mâinile lui. Pe când sta Pilat pe scaunul la judecată, nevastă s-a trimis să-i spună să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta, căci azi am suferit mult în vis din pricina lui. Preoții cei mai de seamă și bătrânii au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-l omoare. Dregătorul a luat cuvântul și le-a zis, pe care din amândoi voi să vi-l slobozesc? Pe Baraba, au răspuns ei. Pilat le-a zis, dar ce să fac cu Iisus, care se numește Hristos? Să fie răstignit, i-au răspuns toți. Dregătorul a zis, dar ce rău a făcut? I-au început să strige și mai tare, să fie răstignit. Când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic, ci se face mai multă zarpă, a luat apă și a spălat mâinile înaintea norodului și a zis, eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia, treaba voastră. Și tot norodul a răspuns, sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Îmi doresc ca acest cuvânt de astăzi să ne încurajeze, să ne îndemne și să ne entuziasmeze la a urma întotdeauna adevărul și nu a sacrifica pentru interesele noastre. Este un pasaj din care aș vrea să vă împărtășesc un cuvânt pe care l-am intitulat urmez adevărul, ori îl sacrific pentru interesul meu. Urmez adevărul, ori îl sacrific pentru interesul meu. Aș vrea să ne gândim la întrebarea aceasta. Observați că nu v-am spus nici ce să faceți și nici ce să nu faceți. Doar v-am pus o întrebare. Duhul Sfânt să ne învețe. Duhul Sfânt să ne ajute. Duhul Sfânt să ne lumineze. Amin. Spun lucrul acesta pentru că sunt atâtea situații când oamenii sacrifică adevărul pentru interesele lor. Și dacă ar fi să ne întrebăm când facem și cum facem noi lucrul acesta, vreau să vă spun că se întâmplă atunci când alegem să încălcăm în mod deliberat, să păcătuim față de legea sfântă a lui Dumnezeu în favoarea voii noastre păcătoase, a firii noastre. Și să ne facem voia noastră lacomă, voia noastră egoistă, voia noastră mânioasă, voia noastră răzbunătoare și așa mai departe. Încălcând voia și legea sfântă a lui Dumnezeu. Și atunci noi sacrificăm adevărul Dumnezeu pentru interesul nostru. De asemenea, atunci când ne ținem gura închisă și asta ca să nu avem probleme mărturisind adevărul. Noi sacrificăm adevărul ținând gura închisă de teamă să nu avem probleme. Mai ales, vedeți, și nu mă refer la anumite situații de depoziție, ci mă refer la situații în care am putea să înălțăm numele Domnului, să vestim cuvântul Său, să mărturisim Evanghelia Sa și alegem adesea exact contrariu. De asemenea, atunci când ne împotrivim voii lui Dumnezeu, alegând mai bine să facem voia noastră, credem că e mai bine așa. Și vreau să vă reamintesc ce a făcut Iona. Dumnezeu l-a trimis pe Iona, unde l-a trimis? L-a trimis la Ninive. Ce i-a zis? Du-te la Ninive și fă niște poze, fă o plimbare, nu? Nu. Du-te și strigă. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicit. Dar Iona a zis, lasă, mai bine mă duc la Tars, să piară aia, că așa le trebuie. Și s-a dus la Tars. Ce a pățit, nu mai l-a știut. Istoria o cunoaștem. Știți, Saul auzise că Dumnezeu a pus un nou rege. Acesta era David. Și ar fi putut să spună foarte bine, fac un pas înapoi, îți dau tot concursul să iei tronul. Dar inima lui era acea aroganță, acea ambiție, acea mândrie a slavei, deși de el era primul rege și trebuia să moară pe tron. Și
nu s-a dat la o parte. A crezut că voia lui este mai bună decât voia lui Dumnezeu. Și a sfârșit într-un mod atât de trist, de rușinos împreună cu fiii săi. Dar vrea să continui. Dar sunt iată atâtea situații când alegem să păcătuim împotriva legii Sfinte a lui Dumnezeu, urmând pornirile noastre. Când alegem să facem voia noastră, nu voia pe care o știm a lui Dumnezeu, și când ne ținem gura închisă în loc să mărturisim pentru adevăr. Iată câteva situații când noi sacrificăm adevărul pentru interesele noastre vremelnice. Și pot să fie și încă multe alte. În dimineața aceasta ne uităm la un om celebru prin dramatismul și prin alegerea sa, și anume Pilat, care a făcut exact lucrul acesta. El a ales să sacrifice adevărul pentru interesul său. Pilat a fost în anul 26 numit prefectul sau hegemonul, mai târziu s-a numit procuratorul peste Iudeea, de către Cezarul Tiberius, și a venit și a stabilit reședința la Cezarea, la 80 de kilometri față de Ierusalim, pe malul Mediteranei. Cezarea este port și astăzi, și acolo avea un corp de armată de aproape 10.000 de soldați și avea și o garnizoană puternică în Ierusalim, în fortăreața Antonia, unde mai avea de asemenea un corp de oaste cu care putea să mențină ordinea și să implementeze ceea ce avea de făcut. Și avea puteri de pline asupra întregului teritoriu, asupra Sinedriului, asupra Marelui Preot, asupra Templului. El numea mari preoți. Și el dispunea chiar de visteria Templului. Nu e chiar după voia lui, dar el avea control, pentru că la un moment dat a luat banii din Templu și a făcut un apeduct. Și lucrul ăsta i-a furiat tare rău de tot pe evrei și au fost cu plângeri la Cezar și mai departe. Avea posibilitatea să ratifice hotărârile Sinedriului, Parlamentul Evreilor. Ei n-aveau voie să condamne pe cineva la moarte dacă nu el nu-și dădea semnătura. De-aia și a spus, nu ne este îngăduit. Și el știa ce spuneau ei. De asemenea, avea dreptul ca să grațieze pe cineva. Dacă era unul condamnat, el avea dreptul să le elibereze. Și chiar hainele marelui preot erau sub controlul său. Le ținea el. E bine, avea, deci, multe puteri acest procurator al Iudeii și acest Pilat trebuia să fie la Ierusalim. De regulă, el stătea la Cezarea, vă spunea, la vreo 10 km de la sărbători. Dar la sărbători trebuia să fie acolo, pentru că erau sărbătorile mari, 3 sărbători mari și venea multă lume. Iar sărbătoarea aceasta, Paștele, era cea mai mare și reclama prezența lui. La un moment dat trebuia să ia niște decizii, dacă avea o chestiune de forță majoră sau să rostească o sentință. Așa se face că Pilat, în săptămâna aceea, săptămâna mare, era la Ierusalim. Și i-au adus un arestat și un condamnat. Acum, el și-a dat seama din prima întâlnire cu Domnul și mai apoi din acuzațiile care i-au fost aduse Domnului de către acuzatorii săi și din depozițiile martorilor și chiar din chestura la care el l-a supus, că cel care era în fața lui, acel tânăr iudeu, era nevinovat. Mai mult, vine și soția lui și spune să n-ai nimic de a face cu neprihănitul acesta, căci a suferit mult în vis din pricina lui. E nevinovat, e neprihănit. Și omul acesta își dă seama că poporul era îndârșit și pornit să-l răstignească, iar el stătea în fața unui neprihănit. Și încearcă să-l scoată, să-l salveze. Prima dată zice, află că el este din Galileea. Ai, din Galileea? Păi e tetrarhul Irod acolo. El, duceți-l la Irod. Și Irod, bineînțeles, care era un criminal, un destrăbălat, un om de o speță ultimă, era oarecum interesat și el de auzise de acest fachir, de acest vindecător, de acest... și vrea să-l vadă făcut o minune. Bineînțeles că Domnul a știut ce era în inima lui, că n-avea niciun fel de dorință de Dumnezeu, a tăcut, n-a spus nimic, supus ironiei, barjocorii lui Irod și soldaților săi, bineînțeles că l-a expediat cu silă înapoi.
După aceea se gândește mai rău șansă, să știa că de fiecare dată le grația pe cineva. Și amintește că acolo în arest era Baraba. Domnul Iisus probabil că a stat o noapte cu alți trei în arest. Nu știm ce a fost acolo, da? Știți că lângă el a mai fost doi crucificați, plus Baraba care a fost eliberat ulterior. Și a zis, pe care vrei să vrei să obosezi? Baraba era închis pentru omor și pe o scală și el, după logica lui elementară, își dea seama că ar fi trebuit să libereze pe Iisus. Și ei nu au zis, pe Baraba. Pe Baraba? Și cu el ce să fac? Răstignește-l. Dar ce a făcut rău? Mai tare au început să strige răstignește-l. Și mai apelează și la ultima mișcare. Îl ia și îl trimite la stâlpul infamiei. Acolo unde biciul roman cu acele bucățele de metal l-au lovit până când i-au smuls carnea. Și atunci când a terminat de biciuit, aștepta să spună, gata, pentru că această chestiune era ca să le trezească mila și să spună, gata. Și-au vărsat furia pe el, gata, l-au văzut cum ce să le elibereze. Dar ei n-au spus, au început în continuare să-l scuipe, să-l pălmuiască. Și miercuri seara, dacă ați fost, ați auzit o mărturie extraordinară și impresionantă a cuiva care a avut această viziune acolo. N-aș vrea să intru în detalii. Vom continua cu asemenea mărturii video pe diferite teme fiecare miercuri. După aceasta, ei mai întârșiți, răstignește. Și în momentul acela Pilat zice, n-am ce să fac. E alegerea voastră și ia apă, se spală pe mâini după obicei ideilor. Știi că în Deuteronom 21, spălarea, că zice, s-a spălat pe mâini de... Spălarea mâinilor pentru declinarea responsabilității era un gest iudaic. În Deuteronom 21:6 zice, dacă se găsește un mort, și nimeni nu știe cine l-a ucis, să se măsoare distanța până la cea mai apropiată cetate, să vină preoții să iau o vițică, o coboară într-o vale cu apă curată unde nu se cultivă nimic și acolo îi se taie capul la vițică, se jerfește și deasupra ei bătrânii cetății își spală mâinile cu apă și mărturisesc, noi nu știm nimic de moartea acestui om, noi l-am ucis. Și astfel sângele nu va cădea peste țară. Și țara va fi izbăvită sau locul acela. Deci fac o paranteză. Cât sânge este peste țara aceasta. Sângele copiilor uceși. Atâta amare de timp. Poate numai de la Revoluție încoace. Mare este mânia lui Dumnezeu. De-aia trebuie să ne rugăm, frate și surori, să aibă milă de țara aceasta. Pentru că așa spunea, zice, peste cetatea aceea și locul acela nu va cădea sângele acelui om. Și Dumnezeu nu va trimite mânia lui. Dar peste țara aceasta care a căzut atâta sânge. Sute, milioane de vieți luate. Înainte să fi născut. Doamne, ai milă de țara noastră. Doamne, ai milă de poporul nostru. Ei bine, în momentul acela își spală mâinile. Și de ce a făcut Pilat asta? Pentru că i-au spus, atenție, dacă tu îi dai drumul acestui pretendent la regalitatea lui Israel, de fapt, tu nu ești prieten cu cezarul. Dacă cezarul va auzi că tu ții aici unul care se declară rege, s-ar putea să-ți pierzi tronul. S-ar putea chiar să-ți pierzi capul. Și omul, deodată, își dă seama că ceea ce era, mai presus de toate, interesul său suprem, scaunul și toate privilegiile de procurator, treia să primeze și, prin urmare, el face gestul acesta, prin care știind că acela din fața lui era nevinovat, era un neprihănit, să fie flagelat, să fie torturat, să fie ucis ca un vinovat. Iată cum Pilat sacrifică adevărul pentru interesul său personal. O lecție dură din care suntem chemați să învățăm fiecare dintre noi, frați și surori. Pentru că în varie situații, așa cum vă aminteam și n-aș fi vrut să insist să le detaliez, tendința noastră și chiar faptele noastre au fost să sacrificăm adevărul pentru interesele noastre personale. Acum, eu nu știu ce este cu Pilat. Dacă m-ați întrebat despre Irod, v-aș spune cu convingerea personală că Irod este iad. Dacă Pilat este sau nu, iad, nu știu. S-ar putea să fie, s-ar putea să... Nu știu dacă ceva... Dar
Preocuparea noastră, să știți, nu este unde este acum Pilat și unde este Irod și unde sunt papuașii din Noua Guinee și unde sunt arborigenii de nu știu unde sau cei din Groenlanda. Preocuparea noastră este ce fac eu cu sufletul meu. Ce fac eu înaintea lui Dumnezeu cu deciziile pe care iau. Ce fac eu cu viața mea. Sunt eu omul care aleg, sacrific adevărul pentru interesul meu, sau sunt unul care urmez adevărul, care aleg adevărul și care umflu pe calea adevărului. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă să facem cu toții lucrul acesta și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. De ce aleg oamenii să sacrifice adevărul pentru interesele lor personale? În primul rând pentru că există ceea ce Biblia numește orbirea păcatului. Păcatul orbește ochii oamenilor așa încât ei nu mai discern clar ce e bine și rău, sau nu mai aud glasul conștiinței, sau nu mai au putere să facă ceea ce este bine. Păcatul orbește și Domnul Iisus spune: fariseu orb, curăță partea din lăuntru a plidului și după aia vei vedea că și pe cea de afară o vei curăța. Și această orbire spirituală îl face pe om să se amăgească. Lasă că merge și așa. Lasă că Dumnezeu mă iartă. Lasă că Dumnezeu... Și zice, cel rău se amăgește în inima lui ca să se săvârșească fără de lege. Cu cât noi venim mai aproape de Dumnezeu, cu cât noi căutăm mai mult prezența Lui, sfințenia Lui, voia Lui, cu atât vom vedea mai clar în noi de ce trebuie să ne curățim. Vă spuneam că unul dintre obiectivele sau scopurile postului, am luat post și rugăciune un timp, da? Este și primul, sfințirea și pocăința personală. Pocăință care înseamnă schimbare. Și acum, aș vrea să vă gândiți, în perioada aceasta, v-a arătat Dumnezeu niște schimbări pe care trebuie să le faceți? S-au făcut niște schimbări? E ceva prin care Duhul Sfânt ți-a zis, măcar un singur lucru, de ăsta trebuie să te pocăiești. Altfel să știi că obiectivul principal al postului l-ai pierdut. Când venim în post înaintea Domnului, primul obiectiv este să vedem de ce trebuie să ne pocăim, ce trebuie să lăsăm rău din noi. Și vreau să vă spun că aceasta nu trebuie căutată la infinit cu lumânarea, ci în mod sincer Dumnezeu ne arată imediat. Ei bine, atunci când oamenii vin în lumină, ei văd mai bine voia și calea lui Dumnezeu și au putere să umblă pe ea. Când încep să se amăgească tot fel de compromisuri și tot felul de jumătăți de măsură și așa mai departe, apare orbirea spirituală. Și atunci, foarte ușor, sacrifică adevărul pentru interesul personal. De asemenea, pentru că oamenii îl înțeleg greșit pe Dumnezeu. De aceea, de multe ori, fac această tristă alegere. Îl înțeleg greșit pe Dumnezeu. Și oamenii cred că dacă vin la Dumnezeu, fac voia lui Dumnezeu, aleg ceea ce vrea Dumnezeu, o să piardă, o să sufere, o să... Spunea cineva, eu nu mă pocăiesc că nu știu ce o să-mi ceară Dumnezeu. Poate mă trimite undeva să fiu misionar, poate, și ce mai bine, nu mai mă pocăiesc că eu am visele mele. Oamenii înțeleg greșit pe Dumnezeu. Cred că dacă se întorc la Dumnezeu, Dumnezeu o să le dea așa niște chinuri și niște suferințe. O să le dea așa niște frustrări și o să le ia bucuria vieții. Și o să le dea așa niște, cine știe ce, încât zic, Doamne, dacă eu fac pasul acesta, mi se întâmplă nenorociri. Dragii mei, când oamenii se întorc la Dumnezeu, descoper că la El găsesc bucuria și pacea a ceea ce spune cuvântul. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Domnul nu ia, ci dăruiește. Și dăruiește bucuria mântuirii și dăruiește bucuria eliberării din atâtea căutări deșarte. Unii aleargă după bani și chiar auzeam mărturia, o să vedeți într-o seară, unuia care avea miliarde. Și la un moment dat a fost prins de poliție, pentru că făcea trafic cu alcool, mafia alcoolului de la Cluj undeva. Și a trebuit să plătească vreo 4 miliarde la un procuror și la judecător și la poliție, ca să-l poată să-l scoată. Și până la urmă a ajuns să ia o sticlă de cianură de potasiu. Și a băut. Cianura numai dacă o atingea cu mâna murea, dar aminte să-l și bea. Și mărturisește experiența lui, cum Dumnezeu l-a scos din moarte și i-a arătat cerul și așa mai departe și l-a izbăvit. Ei bine, vedeți, atunci când oamenii vin la Dumnezeu,
ei descoper că acolo este adevărata bucurie și pace care n-au cum să o câștige cu miliardele de euro ale acestei lumi. Atunci când se întorc la Dumnezeu, primesc eliberare, primesc putere să ierte, primesc putere să se împace, primesc putere să dăruiască, primesc putere să slujească. Frați și surori, dacă această putere n-a coborât în viețile noastre, vă rog ca în dimineața aceasta să-L chemăm pe Duhul Sfânt, să ne aducă vindecare, să ne aducă lumină spre pocăință, pentru că altfel suntem în situația în care, înțelegându-L greșit pe Dumnezeu, riscăm să sacrificăm la un moment dat adevărul pentru interesul nostru personal și deșert. De asemenea, oamenii se tem de cine nu trebuie. În loc să se teamă de Domnul, se tem de semenii lor. Și iată situații în care aleg să sacrifice adevărul. Domnul Iisus spune să nu vă temeți de cei ce ucid trupul, ci temeți-vă de Cel ce poate să piardă și trupul și sufletul în ghienă. Temeți-vă de Domnul. Și atunci când ne uităm în jurul nostru și ne este teamă de oameni, de reacțiile lor, de răspunsul lor, de atitudinea lor, de ceea ce vor face, și facem lucruri care îl întristează pe Dumnezeu, atunci noi sacrificăm adevărul și interesele noastre nu ne vor satisface. Și din potrivă, mai devreme sau mai târziu ne vom trezi mai triști, mai mâhniți, mai deprimați. Acum, sigur că pot să fie încă multe alte motive pentru care oamenii sacrifică adevărul pentru interesele lor. Poate le știți și dumneavoastră. Dacă acum stați să ne gândim fiecare, când noi am sacrificat adevărul pentru interesul nostru, oare ce m-a determinat? Doamne, aș vrea ca nimic și nimeni să nu mai mă determine să fac lucrul acesta, ci să fiu omul care să aleg și să aleg adevărul și să umplu după adevăr. Întotdeauna să nu-L mai sacrific niciodată, așa cum a făcut Pilat. În mod generic, pentru că nu în caz particular am putea să facem noi așa, dar în mod generic. Haideți, acum, pentru că timpul nostru se duce, dacă ne-am uitat la aceste cauze, de ce oamenii fac asemenea alegeri, să ne îndreptăm privirea într-o direcție pozitivă și să ne gândim de unde puterea? Pentru că s-ar putea să ne întrebăm, Doamne, eu aș vrea să aleg adevărul. Aș vrea să merg pe calea adevărului, dar uneori simt că n-am putere. Aș vrea să fac ce este bine, dar uneori simt că păcatul mă învinge. Aș vrea să deschid gura, dar parcă cineva mi-o leagă. Aș vrea să merg în voia ta, dar parcă presiunea și argumentele sunt mai puternice. Ce frumos este când mergem pe mâna lui Dumnezeu și avem acest curaj să spunem, Doamne, Tu ești infinit, atotputernic, Tu știi absolut totul. Merg pe mâna Ta. Vedeți că de multe ori această orbire spirituală ne face atât de miop să credem că e mai bine ce hotărâm noi și felul în care noi rezolvăm problemele. De unde putere ca să aleg întotdeauna adevărul și să merg pe calea Lui și să nu sacrific pentru interesele mele? Frați și surori, cred că vă dați seama, e nevoie de o legătură personală cu Dumnezeu, pentru că de acolo vine puterea. E nevoie de o viață de rugăciune, e nevoie de lumină în cuvânt, e nevoie de zilnică întâlnire cu Domnul și să chemăm prezența Lui și să chemăm ajutorul Său și să ne luminăm mintea de voia Sa, pentru că fără această legătură cu Dumnezeu, prin Iisus Hristos, de care fiecare muritor are nevoie. Toate lucrurile sunt frumoase, dar nu e putere. Este bună teoria și lucrurile sunt așa cum sunt aprobate și pozitive. Dar dacă nu sunt împlinite degeaba, este nevoie de putere. Ori puterea vine dintr-o legătură vie cu Dumnezeu, neîntreruptă de păcat, neîntreruptă de răzvrătirile noastre, neîntreruptă de șuvoiul acestei lumi care ne prinde așa ușor. Dumnezeu să ne ajute să facem prioritar această legătură zilnică cu Dumnezeu, la care revenim. Și de ce să revenim parcă în mod obsesiv și parcă un numitor comun în ceea ce împărtășim noi oamenii din cuvântul Său? Pentru că, vedeți, în jurul nostru sunt atâția factori stresori, din atâtea direcții vin chemările acestei lumi și seducțiile ei ca să ne îndepartă de legătura cu Dumnezeu. Una dintre motivele, unde punctele pentru care ne-am rugat,
Știți că am avut 10 cauze la postul de, și rugăciunea de 21 de zile. Una dintre ele a fost eliberarea de independența de internet și televizor, care este de multe ori atât de nocivă. Și omul lui Dumnezeu, Isaia, spune: Doamne, cine va sta pe muntele Tău cel Sfânt? Și spune câteva lucruri și apoi spune la un moment dat, zice: cel ce nu pune nimic rău înaintea ochilor săi și își astupă urechile să n-audă cuvinte setoase de sânge. Frați și surori, nu vă dați seama câtă toxicitate spirituală vine prin media. Nu vă dați seama câtă influență malefică și negativă vine prin tot ceea ce se proiectează și se duce de acolo spre receptorii care suntem de multe ori și noi. De aceea, Dumnezeu să ne ajute să fim selectivi, să fim atenți și dacă încă suntem dependenți de televizor și de internet, să cerem de la Domnul putere pentru eliberare, pentru că toate aceste lucruri nu fac altceva decât fie să ne fure timpul, fie să ne fure inima, fie să ne intoxice cu răutățile care cel rău le plasează în lumea aceasta. O să spuneți, habotnicia asta fără. Eu nu v-am spus fără. Ci atenție! Fiți stăpânii, nu le lăsați să fie ele stăpânii. Și când stăm sub stăpânirea celui înalt, vom avea autoritate. Altfel ne ia valul. De aceea, atunci când avem o relație personală cu Dumnezeu neîntreruptă, de nimic altceva, avem canalul puterii deschis. Și, frate și surori, sfințiți în fiecare zi timpul de întâlnire cu Domnul. Botezul în cuvântul lui Dumnezeu, întâlnirea cu Dumnezeu în cuvântul Său, nu doar niște bife. Noi nu ne simțim vinovați că n-am citit Biblia, ci ne simțim flămânzi. Amin? Poate te zice, frate, păi eu dacă nu am citit într-o zi, calendarul meu nu bine, mă simt vinovat. Nu asta este normal să se întâmple. Da? Că nu mă simt vinovat că n-am mâncat, ci mă simt flământ. De aceea, ca să avem putere să alegem întotdeauna adevărul și să urmăm adevărul, avem nevoie de o relație vie cu Dumnezeu și de convingerea că adevărul eliberează și dă pace. Așa cum vă spuneam, zicea Domnul Iisus, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Ori de câte ori alegem adevărul și alegem voia lui Dumnezeu, ori de câte ori alegem să facem ceea ce știm că este drept, curaj și sfânt. Și spune Apostolul Pavel la Filipeni 4, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de primit, tot ce este vrednic de iubit, orice faptă bună și orice laudă aceea să vă însuflețească, amin, biserică, atunci noi suntem cu adevărat liberi și în sufletele noastre este pacea lui Dumnezeu. Ori de câte ori însă sacrificăm adevărul și ne facem interesele noastre, vom vedea că e tulburare, e întuneric, e frământare, e stres, e apăsare și nu ne putem bucura de ceea ce am realizat, pentru că nu este în Dumnezeu, ci este în firea noastră, este în cer rău. Din convingerea că adevărul ne eliberează și ne dă pace, vine puterea de a-L alege întotdeauna. Domnul să ne ajute să avem această convingere. Amin. Și Doamne, ajută-ne să o ținem cu noi toată viața și în fine, din încredințarea că alegând adevărul, suntem alături de Iisus. Pentru că El este adevărul. El a spus, eu sunt calea. Dar atenție, sunt și adevărul și viața. Și când noi suntem de partea adevărului, suntem de partea lui Dumnezeu și când suntem alături de Domnul, suntem în cea mai sigură poziție și în cea mai binecuvântată companie care poate exista. De aceea, cei ce sunt prieteni cu adevărul, sunt prieteni cu Iisus. Cei ce umblă pe calea adevărului, umblă cu Iisus. Frați și surori, multe sunt argumentele, mai mici sau mai mari, în varii situații, să sacrificăm adevărul. Pentru vari motive. Dar nu uitați, făcând asta, ne-am dat deoparte și Domnul. Și este extrem de riscant. Extrem de riscant. Pentru că ieșim de sub umbrela ocrotirii sale, a harului său și ne îndepărtăm. Și este așa de trist pentru oaia pierdută să țipe departe. Și pentru fiul risipitor să stea la porci păcat. Este așa de trist acolo departe de harul lui Dumnezeu. De aceea, întotdeauna alegând adevărul, noi suntem de partea
aceluia care a fost și este adevărul, cel care a venit în lumea aceasta, cel care a mărturisit adevărul și pentru adevăr s-a șternut într-o zi pe o cruce pentru fiecare dintre noi, pentru ca să ne deschidă calea spre Tatăl și pe care fiecare suntem chemați să pășim, dar să mergem pe această cale într-un mod demn și hotărât, fără compromisuri de felul acesta și fără gesturile pe care, iată, atât de dramatic le-a făcut unul ca Pilat. Dar în mii și milioane de feluri le fac oamenii și le-au făcut și le vor face. Dumnezeu ne-a chemat să fim un popor sfânt care să alegem adevărul și să mergem pe calea adevărului, chiar dacă trebuie să sacrificăm interesele noastre personale și nu invers. Și Domnul va compensa miit și vom vedea că întotdeauna bucuria ascultării și răsplătirea ascultării peste cei ce ascultă și aleg adevărul nu se poate compara cu niciun fel de alte bucurii din lumea aceasta pe care oamenii le-au atunci când lasă adevărul și merg pe calea voilor lor păcătoase. Eu mă rog ca în dimineața aceasta Dumnezeu să-ți dea credința că de partea adevărului, de partea lui Iisus, ești câștigător și vei avea cu adevărat bucuria pentru aici și pentru veșnicie și pacea lui Dumnezeu, pentru că toate celelalte se duc și pierd. Dar numai cine l-are pe Hristos este un fiu al luminii și al veșniciei. Și mă rog ca Domnul să pună în adâncul sufletelor noastre această încredințare. Doamne ajută-ne! Doamne dă-ne puterea aceasta! Cheamă numele Domnului! Spune-i, dacă Duhul Sfânt te-a cercetat în dimineața aceasta, Doamne, am nevoie de putere să aleg adevărul și să nu mai sacrific pentru interesele mele. Nu știu când va veni. Poate ești chiar în situația când faci acum lucrul acesta. Și poate ai nevoie de ajutor ca Domnul să te scoată. Dar cere numele Domnului ca El să-ți dea putere să mergi pe calea adevărului, să alegi adevărul, neținând de ceea ce spun oamenii sau de ceea ce firea ta vine să strige să-L cheie.